Intrăm direct în, în prezentare și, ca să înțelegem exact ce folosim în zona de RFID, este important să vedem care sunt aceste frecvențe de RFID. Și avem low frequency, care pot fi citite undeva la 10 cm, de la o distanță de 10 cm, o frecvență de 125 de kHz. Le găsim în chipurile pentru animale. Da? avem uh, high frequency, care le putem citi de la un metru și le avem în frecvența de 13,56 MHz, sunt tagurile NFC mai mult, da? sau tehnologia pe care o avem și pe telefoanele mobile este tehnologia de high frequency. Avem acest UHF ultra high frequency, pe care îl putem citi de la 18 până la 20 de metri distanța maximă. Însă o să vedem ulterior din punct de vedere al tipurilor de etichete. Unele le putem citi de la 3, 4, 5 metri, altele de la 10, 12 metri și doar un anumit, doar un anumit tip le putem citi de la 18, 20 de metri, într-o altă frecvență. Și ultra-wide band frequency, cele pe care le putem citi de la 100 de metri. De ce este important să știm aceste? Aspecte legate de tehnologie, pentru că de, legate de, și de distanța aceasta de citire, pentru că vom uh, înțelege mai bine unde putem să folosim tehnologie RFID. Pentru că, dacă aș vrea să nu știu identific într-o uh, fabrică, în, în, în toată curtea, niște tiguri, să zicem, s-ar putea ca UHF-ul uh, acesta ultra-high frequency să fie sau să nu fie cea mai bună soluție. Da?